Acest joc a fost interzis pe telefon. Băie și fete, bine ați venit la un nou episod foarte interesant la mine pe canal. De data aceasta, fraților, urmează să vă prezint un joculeț care este foarte creepy și în același timp este interzis. Am făcut acolo o mică glumiță, deoarece, boys, acest joc a fost interzis în prima săptămână de când s-a lansat pe telefoane. Mai exact, fraților, astăzi ne vom juca jocul Scream the Game, care este un joc super, super mișto și totodată destul de creepy. Dacă nu v-ați dat seama până acum, însă bănesc că este destul de greu. Este făcut după filmul Scream, faimosul film Scream, cea mai populară serie de filme horror din lume. Mai exact, fraților, niște băieți, niște puștean, abar nu am gen ce erau, dacă erau puștean, dacă erau bărbați în toată firea, nu știu ce, au făcut un joc pe nume Scream the Game, pe care noi le jucăm chiar acum pe calculator și l-au publicat pe Google App Store, toată lumea știe de Google Play, știi ce zic? Ei bine, boi, jocul a avut un succes foarte, foarte mare, deci gândiți-vă că într-o săptămână, având în vedere că n-a avut vreo promovare sau ceva de genul, a ajuns la 5 milioane de descărcări, l-au descărcat 5 milioane de oameni, însă pentru că era destul de horror și avea anumite chestii mai creepy, a fost dat jos de pe App Store, așa că oamenii au făcut o versiune de calculator pe care noi o putem juca, este ceva super, super mișto, rămâneți până la final să vedem dacă putem să-l terminăm și haideți să intrăm în Scream. O să apăsăm pe Story Mode pentru că avem două de astea. Prima dată putem să fim killerul, adică Ghostface, toată lumea știe killerul din Scream, sau putem să jucăm pe Story Mode. Noi o să jucăm pe Story Mode. Hai să vedem care-i treaba, boys. Bun, băieți, am intrat în Story Mode. Woodsboro, orașul în care s-a petrecut Scream. Uitați-vă! Bun, fraților, după cum puteți vedea, am intrat chiar acum în joc și este foarte, foarte mișto. Este 3D și după cum puteți vedea, eu mă joc, gen, am personajul ăsta de fată. Și fata asta, boys, a fost chemată să se ducă undeva și bănesc că trebuie să mergem acolo în față. Vedeți, suntem în cartierul Woodsboro din filmul Scream și trebuie să mergem acolo în față, boys, gen, unde vedem masca aia de Ghostface, trebuie să mergem în față și doar dacă mai vreți să jucăm jocuri de genul, scrieți la comentarii. Mamă, deci îmi place maxim cum e făcut jocul ăsta. Are grafic, are de toate, bro. Efectiv, cred că băieții l-au interzis că le era frică să nu le fure fața la GTA sau ceva de genul. Ok, vorbesc și eu prostii. Bun, deci după cum puteți vedea, avem masca de Ghostface. Aia ne arată într-un fel unde trebuie să mergem. Hopa, hopa, hopa. Cine-i în spatele nostru? Bro, ho, băi, băi, am văzut? Băi, am văzut criminalul. Jenny mă cheamă, cred că am văzut pe cineva. Băi, am văzut criminalul, e acolo. Băi. Ok, am început nebunia. Băi, e cumva aici criminalul, se ascunde? Și o să mă bată dacă mă vede? Nu, ok. S-a ascuns și criminalul. Ciudat, boi, ciudat rău de tot. Hai să mergem mai departe, să vedem ce putem găsi. Mamă, boys, mamă. Mamă, se aud și astea. Hai să mergem în față. Bun. Mergem aici, boys. Avem aici o mașină. Bănesc că trebuie să luăm mașina asta sau care-i treaba? Let's go. Am ajuns aici. Ok, am ajuns la mașină. Și acum unde mergem? Bun, fraților, am urcat în mașina aia și am ajuns la pool parking. La ceva parcare. Hopa, suntem într-o parcare noaptea. Nu e bine. Nu e bine, boys. Unde suntem acum? Ok, am intrat într-o parcare noaptea. Ok. Bun, fraților, am mers cu mașina până aici. Ok, trebuie să-l găsesc pe John. Am zis unde naiba s-a dus John. Haideți să mergem în față. Mamă, mere. Ha, nu-mi place deloc. Come here, you want to see me in the pool. If inside the door must be open. Ah, deci în față, boys, aici este o mare petrecere. Este o mare petrecere. Este o mare piscină. Și eu trebuie să mă văd cu un băiat pe nume John la piscina asta. Gen, și eu credeam că mă așteaptă în parcare. Însă, după cum puteți vedea, nu mă așteaptă în parcare. Dar vreau să mă uit să văd. Poate văd criminalul pe undeva, boys. Ok, hai să mergem acolo. Deci înăuntru trebuie să mergem să mă văd cu John. Habar nu am, o fi că John e criminalul? Nu știu, boys, urmează să aflăm. Hopa, ok. Hai să mergem. Nu știu, nu-mi place cum sună. Hai să mergem aici. Ei, interact. Ok, hai, deschide. Hai să vedem. Am deschis. Ok. Boy, ce se întâmplă? Am deschis să nu-mi iau jumpscare. John, tonight you will be mine, don't try to escape, because I need to hide the key. Hopa, John.
Mamă, fiți atenți, uite-l pe Giona! Vrea să avem o noapte romantică noi. Ok. Deci sora noastră, deci John, ok, bun, deci boys, chica John vrea să avem o noapte romantică noi, știi ce zic? Adică el și cu mine, el nu știe că în spatele calculatorului e un băiat, știi ce zic? El crede că în continuare sunt fată. Mamă, oprește ăsta, pot să-l opresc? Nu, pot să-l opresc, ok, bun. Și mi-a zis că și că a ascuns cheile și că o să avem o noapte romantică. Hai să vedem, boys, mergem pe aici. Let's go, să vedem care e noaptea romantică. Opa, suntem în vestiar, să vedem pe John. Alo, sânge pe jos! Fraților, de ce-i sânge pe jos? Boys? Sânge pe jos? John? Unde e John, frățiorul? Is this a joke? Asta e o glumă? Sună un telefon! De aici? Boys, sună un telefon! Funny, I better take a look. Unde e telefonul care sună? De aici sună telefonul. Boys, de unde sună telefonul? Unde e John? Băi, sună de aici de undeva, hai să mergem în față. Băi, unde-i John? Frățioară, unde-i John? John, unde ești? Băi, fraților, unde-i John? Mă sperie, băi, mă sperie, nu-l găsesc pe John. Hai să mergem aici, Gen. Dar unde-i telefonul, Gen? Trebuie să găsesc telefonul pe undeva pe aici, nu? Un telefon? Nu? De aici? Nu, nici aici nu-i telefonul. Deci, unde ar trebui să fie, boys? În partea asta, aici? Opa, ce cu poza aia? Ok. Deci trebuie să fie în partea aia. Haideți să ieșim de aici și să mergem după telefon. Ar trebui să fie în partea aia, boys. Ok. Deci sper că e o glumă ce a făcut John acolo. Haideți să ieșim. Uite, mergem pe aici. Pe aici trebuie să mergem ca să ajungem la telefon. Ok. No smoking, așa, nu fumăm, stai liniștit. Hopa, mamă, boys, mamă, mă sperie. A, deci pe aici trebuie să fie telefonul. Ok, asta e altă piscină. Și unde e telefonul? E în piscină undeva pe aici? Sau unde mai exact? Trebuie să mergem mai în față? Uite, aici în față e, boys, telefonul. Mamă, mă sperie maxim. Aici e, mă, unde e? Ia uite, aici e telefonul. Telefonul public, hai să vedem, phone. Let's go. Hai. Did you miss me? Ți-a fost dor de mine? Hopa, recriminalul din Scream. Nu mi-a fost dor de tine, frățiorul. Mamă, fraților! Mamă, vine Scream după mine, vine criminalul după mine. Unde n-ai pasat un joc, trebuie să găsesc cheile. Bă, pe bune trebuie să le găsesc. Însă trebuie să scap de criminalul ăla. Băi, boys, murmărește Scream în spatele meu. Uite-l. Mamă, fraților, ce fac? Fraților, cum scap de el? Păi hai că am o idee. Gen, pot să scap de el cumva? Hai să merg pe aici. Să ce să scap de el? Fugi, sora mea, fugi. Fugi aici, fugi așa, pot să scap de el. N-a scăpat, lasă-mă pace, n-a scăpat, mamă, băi, cum mă simt, trebuie să găsesc cheile alea. Lasă-mă, frățior, să găsesc cheile. Mamă, fraților, trebuie să fie cheile puneva pe aici. Nu, vreau să plec. Vreau să plec. Hai să vedem. Hai, unde-s cheile? Ia uite cheile aici. Perfect, am luat cheile. Hai, lasă-mă pace. Bun, am luat cheile, gata. Dar cum ies? Pe unde trebuie să ies? Pe unde trebuie să iau? Exit, acolo exitul, ok. Bun, hai că iau cheile și evadez. Efectiv, evadez instant. Să te duci naiba, bă, criminalule, băi. John cred că era criminal. Ori John era criminal, ori vrea să-mi fac o farsă sau ceva de genul. Gata, am ieșit. Am câștigat, boys? Aba, nu, mamă, stă afară acum. Mamă, ăla nu putea să fie John. Mamă, boys, am ieșit afară. Și acum trebuie să plec pe bune de aici. Mamă, cum plec? Let's get out of here. Mamă, hai să plec de aici, boys, cum plec de aici? Mamă, trebuie să iau pe aici, ok. Mamă, boys, mă sperie să nu mă moare nimeni, vă rog. Mr. Crown was here. Domnul Crown era pe aici. Ok, hai, lasă-mă să plec, domnule Crown. Lasă-mă să plec. Vreau doar să plec. Oh, uite-l pe John, boys! Nu cred. John a fost mort. Mamă. Interact. Lasă-mă să plec de aici, gata. Deci nu era John criminalul. Am terminat? Mamă, iar n-am terminat. Băi, vreau să termin o dată. Am nevoie de o mașină. Hai să mergem rapid la mașina asta.
Hai, da, hai, mergi la mașină, rapid, mergi la mașină. Mamă, nu! Mamă, nu! Mamă, nu, boys! No, 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 no! Cineva trebuie să mă ajute! Vine ăla după mine! Să mă ajute cineva, vă rog! Oricine! Hai, trebuie să găsesc unde să mă ascund. Cineva în spatele meu, cineva să mă ajute, oricine. Vă rog, e criminalul în spatele meu. Vă rog. In the back of these houses. Trebuie să mă ascund în spatele caselor. Hai să vedem. O să încerc pe aici să mă ascund prima dată. Lasă-mă în pace, băi. Mamă, mamă, băi, să la tot vine după mine. Vine după mine. Continuai să-i ține după mine? Da, să-i ține după mine. Mamă, băi, 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 băi. Casa aia vreau. Vreau în casa aia. Vreau în spatele casei, casei alea. Băi, băi, frate, ăsta vine după mine, vrea să mă moare. În spatele casei vreau să mă ascund. Lasă-mă în pace. Hopa. Hopa, 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 boys. Am reușit? Boys, am reușit? Mamă, n-am reușit. Fraților, cred că l-am pierdut, dar încă nu s-a terminat muzica asta. O să cred că l-am pierdut, boys, nu-l mai văd. Nu-l mai văd pe Ghostface. Unde ar putea să fie, boys, că nu-l mai văd. Ok, băi, eu nu-l mai văd, boys. Nu știu ce-i cu el, unde s-a pierdut, dar eu nu-l mai văd. Ia uite-l, mă, ia uite-l. Fraților, efectiv, cred că l-am pierdut. De fapt, nu l-am pierdut, nu, 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 nu. Și efectiv, killerul a câștigat. Bun, băie și fete, aici s-a terminat. Băi, ideea e că m-am învârtit în cer. Deci nu știu, băi, dacă mă gândesc, dar filmarea mea are 28 de minute. Nu știu cât are a voastră, scrieți la comentarii. Dar am încercat să supraviețuiesc, însă nu am putut. Poate chiar de-aia a fost șters jocul. Ei bine, băi și fete, cam am sfârșit episod. Dacă v-am scris la comentarii, eu am fost Mărăsiancu și ăsta a fost jocul Scream. V-am pupat pe toți, pa, pa!